Bună, dragii mei, ne revedem pentru cea de-a treia variantă, dragii mei, cea cu, era să zic ursuleț, varianta cu acest mititel, elefant care mie îmi place foarte tare, da? Și aduce prosperitate. Prosperitate, l-am primit cadou și sunt foarte bucuroasă. E mic, mic, dar foarte drăguț. Bun, dragii mei, haideți să vedem și în cazul celei de a treia variantă ce ne vă rezervă viitorul, ce ne rezervă, da? Ce vă rezervă viitorul, dragii mei, în relația pe care o aveți cu partenerul dumneavoastră sau cu persoana specială din mintea și din sufletul dumneavoastră. Care este viitorul acestei relații? Ce vă așteaptă din punct de vedere sentimental? Și dumneavoastră trebuie să luați niște decizii, dragii mei, dar să vedem despre ce este vorba. Și să, da, sunt niște persoane extrem de grijulii, compasiune, pardon, compasiune, da? Aveți compasiune față de voi, aveți grijă de sufletul vostru și vă așteaptă abundență emoțională. Posibil că luați niște decizii care vă vor aduce o satisfacție emoțională extraordinară și vă echilibrează din nou această carte. Să știți că nu va fi o iluzie, ce, da? Nu va fi o iluzie ce urmează să se întâmple, da? Dacă credeți că relația dintre voi și persoana iubită este o iluzie, nu este o iluzie, pentru că, vedeți, chiar dacă v-ați certat, această perioadă în care ați fost despărțiți va ajuta să vă transformați, să vă purificați sufletele și poate că ați crezut că sunt doar niște baloane de săpun, niște cuvinte doar în relație. Persoanele sunt în majoritate din vărsători și persoane mature, să știți că sunt persoane mature, persoane vizionate cu barbă, persoane, dacă ne referim la energiile masculine, da? Persoane trecute prin viață, da? Uitați, totul vi se pare, parcă nu vi vine să credeți, da? Haideți să vedem. Poate că această variantă aduce acea abundență emoțională pe care o așteptați cu toții, da? Parcă nu vă vine să credeți că veți rămâne cu această persoană, dar să vă gândiți. Vedeți tot timpul, uitați, gândul vă duce, uitați, gândul vă duce la această iluzie. Deci aveți senzația că totul este o iluzie sau nu vă vine să credeți în realizarea, că veți realiza un viitor împreună, da, cu acest, dar ia uitați, afirmativ, de pe acum deja, da? Aveți o intuiție extraordinară, vă gândiți că lucrurile vor sta exact cum vă doriți dumneavoastră. Din nou abundență, dragii mei, din nou. Vedeți, știți cumva că va fi extraordinar de bine, vă este extraordinar și vă va fi extrem de bine cu această persoană. Și ceva se va întâmpla, vă va lua în mod neașteptat ceva, vă va surprinde, posibil să vă ceară să oficializați această relație sau să întemeiați o familie sau vă cere în căsătorie. Da? Vă va lua pe neașteptate, poate să vă dea un mesaj în care vă va spune că gata, tot, nu știu, a trecut deja mult timp și este pregătit, pregătită să faceți pasul următor, iar dumneavoastră să practic, să nu vă vină să credeți, parcă trăiți o iluzie, dragii mei, da? Bun, haideți să vedem care este situația actuală. Au căzut deja trei cărți. Cum va influența trecutul? Foarte frumos. Este o variantă ideală, dragii mei. O variantă superbă. Cum va influența trecutul? Ce trebuie să luați în considerare, voi, dragii mei, care urmăriți această variantă? Ce trebuie să luați în considerare și care ar fi finalitatea acestei relații, dragii mei? Care este viitorul acestei, cel mai probabil, viitorul cel mai probabil al acestei relații. Ok, situația actuală este că există, v-am mai spus că există această, v-am mai prezentat această carte, posibil să fi fost la început, să vă fi supărat foarte tare pe această persoană, pentru că ați considerat că fiind mai mare decât voi, da? Unii dintre voi posibil să fi dus această relație de cel puțin 9 luni, 9 ani.
Posibil să credeți că această persoană doar a vorbit mai mult decât a făcut, că vă tot ține și vă tot duce cu vorba că veți oficializa această relație sau că se va concretiza până la un moment dat această relație. De aceea, posibil să vă fi despărțit. Vorbesc despre zodie predominantă, cea a vărsătorului, apoi rac, scorpion, pești. Este o persoană care, cum să vă spun, va oferit o perioadă din viața sa în care parcă v-ați dat seama de ce anume, simțiți, ce anume vreți de la viață, a avut încredere în voi această persoană, v-a oferit o încredere foarte mare în voi, motiv pentru care dumneavoastră v-ați urmat acele visuri, a fost lângă voi, posibil să vă fi sfătuit în anumite, în carieră, da? Să vă fi sfătuit și să vă fi ridicat, da, să vă fi ridicat de jos, posibil să fie șeful dumneavoastră, șefa dumneavoastră, da, să fie, fie oricum cineva mai mare, da, grizonat, cu cioc, barbă, dacă este vorba despre energie masculină, cu ochi albaștri, albaștri, verzi, gri, închis, ceva de genul acesta și cu tenul alb, da. O persoană impunătoare, o persoană care impune respect, o persoană care are experiență de viață sau a muncit mult, da? O persoană care muncește și a muncit mult și apreciază altfel viața pentru că și vă consideră o persoană, cum să vă spun, încă n-ați trăit tot ce a trăit această persoană, da? Energiile feminine, energia feminină posibil să aibă părul lung, blond, șaten deschis, blond, ochi albaștri, tenul alb și am spus deja că există o diferență între voi, dragii mei. Să știți că sunteți împreună, trăiți într-o armonie extraordinar de frumoasă, vă armonizați foarte bine, vă plac aceleași lucruri, posibil să aveți aceleași perspective, aceleași idealuri. Această persoană v-a învățat tot ce știe, v-a învățat să iubiți natura, posibil să fi mers în natură împreună cu această persoană sau cel puțin ambii să aveți aceleași hobby-uri, aceleași pasiuni, da? Călătorile în natură, posibil să vă placă artele astea, arta divinației, spiritualitatea, să aveți discuții despre spiritualitate, să vă povestească despre elementali, despre spiritele naturii, despre zâne, zânuțe, care nu se văd, despre pitici, elfi și așa mai departe, da? Și să știți că vă iubește exact ca un, bine, ca un părinte, vă iubește necondiționat această persoană, cum și voi iubiți această persoană necondiționat, da? Este o iubire pură, este o iubire care s-a născut dintr-o prietenie și, cum să vă spun, ați învățat mult din această iubire, cel puțin așa simt. Am spus, nu este obligatoriu, nu este o etalare particulară, personalizată, da? Așa că, dacă nu vi se potrivește, înseamnă că mesajul nu este pentru voi. Dar ceea ce pot să vă spun ca situația actuală este că există această iubire necondiționată a acestui bărbat sau femeie, bărbat-femeie mai puțin contează. Există iubire totală necondiționată la acest moment, da, la care vorbim, vedeți și dumneavoastră, da? Cum v-a influențat trecutul? Să știți că posibil unii dintre voi să fi fost căsătoriți, da? Și să fi trecut prin acest divorț, să fi existat o separare, un divorț cu o persoană care a fost, cum să vă spun, tot îmi apare cifra 8, da? 8, 9, cam pe aici, acum 8 ani, să fi fost căsătorită cu, da, cu cineva, cu aceeași etate, da, să fiți cam de aceeași vârstă, sau v-ați cunoscut din tinerețe, da? Să vă fi căsătorit, să vă fi despărțit, până la un moment dat când, mă rog, drumurile voastre s-au separat și ați cunoscut această persoană mai în vârstă decât voi, da, poate la serviciu, poate șeful dumneavoastră, cum spuneam, dar nu vreau să mă mai repet că iară mă certați. Ok. Ce trebuie să luați dumneavoastră în considerare? Faptul că din nou apare această zodie a vărsătorului, da? Vărsător, apoi, da, v-am spus, rac, scorpion, pești, zodie de apă în general.
V-am spus, vă plac munții, vă plac dealurile, vă plac, sunteți persoane care, v-am spus, iubiți poveștile despre indieni, despre natură, amerindieni, da? Sunteți persoane monogame, dragii mei. Vă place să fiți monogami. Nu vă plac trio, nu vă place să fiți, să trișați, nu vă place să trădați. Vă plac animalele foarte mult, ambilor, da? Poate că și aveți animale, de ce nu? Poate aveți câini, vă plac lupii foarte mult, urșii, sunteți inteligenți, sunteți flexibili și vă plac, vă place, simt că vă place foarte mult natura, vă place să, posibil ca în tinerețile sale această persoană să fi mers cu cortul la munte și să vreți să mergeți cu cortul la munte și dumneavoastră, da? Foarte frumos. Ce să vă spun? Sunteți complementari, dragii mei. Sunteți complementari. Într-adevăr că ați avut și dumneavoastră, ați avut perioadele dumneavoastră de, eu știu, certuri, neînțelegeri, dispute, dar nu ceva trecător, pentru că sunteți extrem de, sau cealaltă persoană, mânuiește foarte bine arta conversației și este extrem de flexibilă și inteligentă, este, are un discernământ senzațional și atunci el știe cum să vă ia pe dumneavoastră sau ea știe cum să vă ia pentru că vorbește foarte frumos, are cuvintele la el sau la ea, dragii mei, da? Deci trebuie să luați în considerare faptul că sunteți pe aceeași lungime de undă și vă plac legendele, vă plac poveștile, dragii mei. Sunteți, cum să vă spun, este un bun om această persoană, este extrem de generos, generoasă, da? Vă întinde și v-a întins o mână de ajutor atunci când dumneavoastră ați divorțat sau v-ați despărțit, dar există clar un divorț aici, da? V-a întins acea mână de ajutor și v-a, cum să vă spun, ați adormit în palmele sale, da? În ghilimele, poate că chiar ați adormit în mâna sa atunci când v-a fost greu și ați suferit, da? Foarte frumos, dragii mei. Florile, de asemenea, vă plac. Faceți călătorii sau îi place muntele, merge des în această călătorie, da? Vă spuneam că este un bărbat cu o barbă, da? Dacă este vorba despre, despre bărbat. Mi apare foarte mult mai mult energia masculină decât feminină, dar, mă rog, v-am spus, energiile se întrepătrund, se schimbă, așa că poate că vorbesc despre dumneavoastră, da? Poate dumneavoastră sunteți energie masculină, sunteți bărbat, cel cu care vorbesc acum sau cel cu care se uită, da? La această etalare. Care este viitorul cel mai probabil? Să știți că există aici niște analize pe care trebuie să le faceți. Asta îmi dă denotă mie că persoana la care vă gândiți ar putea să își dorească să oficializeze căsătoria și să facă niște, să exploreze anumite situații, da? Niște, să gândească la niște analize, să face niște analize împreună, să se hotărască, cum să vă spun, să, sau să nu vă spună, dar oricum ca finalitate, să se gândească la cumpărarea unei locuințe, a unei case, a unui, să vă stabiliți într-un alt oraș, într-un sau într-o locație, să se gândească la toate, să se pregătească, dragii mei, da? Pregătiri, despre asta este vorba. Mă gândesc că există aceste pregătiri, sunt niște pregătiri pentru a avea parte de acea abundență, v-am spus eu, nu vrea să vă surprindă, nu vrea să vă surprindă, însă de asta spun, cum ziceam și la începutul etalării, să se întâmple ceva, să vă ia pe nepregătite și să vină să vă spună că a cumpărat o locuință sau că a închiriat o locuință sau că sunteți, mergeți împreună în alt, în alt loc, să locuiți împreună, da? Dar acum explorează, face pregătiri pentru acest lucru și vă va lua prin surprindere pentru că nu știți ce plănuiește ceva această persoană. Haideți să lămurim această carte pentru că chiar îmi doresc să lămuresc această situație. Există șansa unui început cu această persoană ca, o, ca și căsnicie, da? Probabilitate mare să vă recăsătoriți. Haideți să vedem, să lămurim un pic această
Explorare, da. Ce face această persoană? Ce pregătește această persoană? Ce pregătiri face? Și pentru ce? Pentru cine? Și manifestă, să știi, se va manifesta, se vor manifesta aceste pregătiri pentru că își dorește. Și este o persoană extrem de încăpățânată, da. Vă veți transforma, dragii mei. Este un tumult emoțional, ceva va face de vă va lua prin surprindere sau poate rămâneți însărcinate, dragile mele. Și nu știți, da? Este ceva ce vă transformă extraordinar, ceva vă ia prin surprindere. Ori aflați că sunteți însărcinați, ori aflați că, cum să vă spun, vă va lua așa, wow, un tumult din ăsta, dar de fericire, să știți, nu ceva rău, da? Și atunci, în urma faptului că rămâneți însărcinați, s-ar putea să faceți aceste explorări, aceste analize, da? Există și această variantă. Am spus, nu este obligatoriu la toată lumea, dar Doamne ajută, mie mi-ar plăcea. De unde e și acea abundență emoțională, o fericire din aia ieșită din comun? Da? Pentru că, ia uitați, la începutul etalării, un bebeu, da? Pentru cei care permite situația, da? Vârsta și mai departe. Dar există această iubire necondiționată care stă să apară și nu știți. Oricum, este ceva care vă va lua prin surprindere în mod miraculos. Da, nici nu știu dacă să mai cer o lămurire. Mie așa îmi pare că este ceva care vă va transforma emoțional, trupește, da? Da, și vedeți că nu știu dacă, nici nu cred că mai iese altă carte, pentru că se va manifesta, da? Manifestați această dorință de a rămâne însărcinați sau de a avea, a începe aceasta, oficializa această relație sau efectiv a întemeia o familie. Dar eu văd aceste explorări, aceste analize, aceste... Nici nu știu ce să zic. Da? Transformare, da. Asta și spun. Ceva ce... O veste minunată. Care vă va vindeca trupește. Vă va vindeca trupește. Este ceva foarte frumos, dragii mei, da? Deci, ca viitor, ori persoană la care vă gândiți face toate demersurile pentru a vă muta împreună, pentru a oficializa relația, da? Ori aflați că sunteți însărcinați și există aceste analize pe care le faceți, sau faceți analize pentru căsătorie, oricum lucrurile se pun în practică pentru că manifestați aceste dorințe și vă veți, cum spun, există și o vindecare aici care vă va, cum să vă spun, vă va transforma și va avea o finalitate fericită, adică veți trece prin tot tumultul ăsta de sentimente și de emoții, de anxietate, de fericire, de tulburare, de... Da, totul se va încheia cu acest curcubeu, da? Se va încheia cu bine, cu fericire, cu abundență emoțională, fizică, wow, excepțional. Mi-a plăcut foarte tare această etalare. Dragii mei, cam atât. Wow, fantastic. Vă mulțumesc din toată inima pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru mesajele voastre absolut superbe, vă pup, vă iubesc din toată inima. Vă mulțumesc de asemenea că aveți răbdare cu mine și că aveți înțelegere. Vă rog să mă scuzați toate bâlbele și toate, eu știu, greșelile gramaticale pe care le fac pentru că vorbesc extraordinar de repede ca să nu-mi pierd ideile și mesajele care se succed cu repeziciune. Vă doresc tot binele din lume, până la următoare etalare, vă îmbrățișez, vă pup mult, 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 la revedere!